Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent în berbec, etalare pentru ianuarie. După cum știți, timpul este fluid, nu există calendare la nivel universal, dacă voi vreți să vă coordonați după ele, faceți ce vreți. Am întârziat, într-adevăr, dar dacă întârziți să știți că nu din cauza că am eu ceva cu voi, ci din cauza că am niște chestiuni în viața mea personală care necesită atenția mea urgentă. În fine, eu vă servesc cu niște biscui, biscuiței cu mentă ca să vă îndulcesc, să zic, starea și îmi fac etalarea pe care am promis-o pentru ianuarie. Acum, că fi pentru jumătatea lui ianuarie, pentru ianuarie, februarie, puteți să o considerați din acest moment. Te rog, lasă mă place, da? Din acest moment până pe, eu știu, 19 februarie, valabilă, dacă vreți să fie lunară, oricum, v-am zis, la nivel uh, universal, ceea ce citim pentru o lună se poate manifesta în lunile următoare. Am văzut de câteva ori în timp ce am amestecat aceste de cărți, am văzut regele de băte, bănuiesc că sunteți voi, da, uh, persoane mature, în mod special, uh, 45-50 de ani care aveți de a face, pentru că am văzut și Luna, cu niște situații, ori cu niște frici, ori cu niște situații confuze, pentru că după Luna am văzut și Marea Preoteasă, niște secrete, sau niște chestiuni pe care trebuie să le înțelegeți la nivel profund, spiritual. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut să apară în mod special moartea și spânzuratul. Într-un fel să leagă, este 12 și 13. E o legătură, să zicem că o evoluție. Și aș putea să văd așa... Mesajul. Posibil unii dintre voi puneți capăt unei situații care v-a consumat foarte mult Ori un, un, pf, unei situații stagnante în care n-ați putut evolua într-o direcție și puneți capăt, stop, gata, renașteți Nu mai aveți de a face cu acel trecut, cu acea situație în vecii vecilor Dar să nu uitați că această renaștere și această transformare într-adevăr vine cu durere, vine, cu, vine în timp Vine în timp și spânzăroatul arată faptul că în acest timp, în această perioadă de tranzit prin care unii treceți, de curând treceți, poate treceți de mai mult timp, rămâne de văzut, variază de la persoană la persoană, Învăța să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Eventual, pentru cei care poate nu ați fost conectați la spiritualitate, învățați să vă conectați la Dumnezeu, la Sursă, într-o altă formă. Înțelegeți că toate sacrificiile prin care ați trecut toată perioada aceea de stagnare a fost cu un scop. A fost ca să vă transformați și este mare lucru. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un scorpion, poate unii dintre voi aveți de-a face cu un pește, poate unii dintre voi aveți de-a face cu cei care aveți planete în casa a 12 a necunoscutului. Sunteți chemați să înțelegeți acest necunoscut, da? Să vă conectați la intuiția voastră, poate chiar aveți și vise, în fine. Alții Poate aveți planete în Casa 8 -a și aceștia sunteți marcați de transformări, poate într-un fel, fel mai. mai altfel să zic. Ca să nu folosesc cuvinte care putea să creeze discuții. Eu mai amestec în continuare. Ia uite, aveți de echilibrat, vă, trebuie să vă echilibrați viața financiară după niște pierderi. Poate acea moarte să fie, într-adevăr, o moarte fizică a cuiva, dar nu toată lumea veți fi experimentat acest lucru în trecut, pentru că eu cred că ține de trecut, pentru că cinci de cupe, iar o energie a scorpionului este o persoană care regretă, care se gândește la trecut. Poate ați trăit un trio și ați pus capăt acestui trio și încă vă mai gândiți, dar nu vă mai gândiți foarte mult, mai bine vă concentrați pe echilibru vostru financiar, pe echilibru vostru material. Material înseamnă mult, adică să vă ocupați de corpul vostru, înseamnă foarte mult. Așa, ca să aduceți această transformare despre care am vorbit. Mai amestec un pic și am spus că luna aceasta, în ianuarie, Ia uite, lumea, încheiați un capitol. Încheiați un capitol și începeți altul eventual. După o perioadă de martrădări, de dureri, de probleme, vă echilibrați viața eventual. Da, după niște discuții, după niște frici, după niște secrete. Poate unii aveți un taur în preajmă, mai mult sau mai puțin, dar să vorbim despre echilibru vostru, să zicem. Și am spus că luna aceasta fac cărțile altfel. De obicei, iaute, avem un soare, aveți o bucurie, în preajmă, o victorie, da? Nu disperați dacă ați trecut prin probleme. Schimbați-vă perspectiva, cum am zis mai devreme. Schimbați-vă perspectiva ca să puteți să vă conectați la această mare bucurie, la această victorie, da? Eu amestec cărțile altfel în această lună și voi vedea de câte ori voi face chestia asta. Dar am început la toată lumea de trei ori. Zic de câte ori voi face, la ce alte etală o să mai repet treaba asta. De obicei am zis că eu așa le fac, da? Le împart în două, le amestec și le pun în aceeași în poziție, da? Să vină drept toate. Și sunt toate drepte. Dar luna aceasta, ia uite, vă detașați mental. Plecați din niște ape tulburi către o lume mai calmă, da? Și începe să deveniți un pic mai combativ, luptați pentru schimbarea, pentru destinul vostru. Ce frumos! Luptați să vă schimbați destinul și e mare lucru. Asta înseamnă că nu mai așteptați ca destinul să vă schimbe. Unii dintre voi învățați ce înseamnă manifestare, ce înseamnă afirmații, ce înseamnă intenții și așa mai departe. Am spus, da? Că inversez cărțile și amestec. Așa de trei ori. Soare nu avem ascendent în berbec, ianuarie 2019. Dacă veți vedea multe cărți cu sus în jos, nu vă speriați, ascultați mesajul. Berbec, ia uite, detașare emoțională. Mergeți către nouă, către satisfacția voastră, către vindecare. Nouă înseamnă varianta mică alu, a stelei. Uh, mergeți către vindecare, către destinul vostru. Berbec, soare. Și asta înseamnă, nu musai că ajungeți musai în, în ianuarie să vă împliniți destinul, evident, faceți primii pași. Vă eliberați de suferință, ieșiți din starea de boală. E nemaipomenit. Când apar și cărțile așa, pot să fie și mesaje pozitive în poziția aceasta. Acum, stă un pic cam incomod, dar asta e. Cerc să... Iar a vrut să apară. Hai să tai. Ianuarie, Berbec. Soarele, lumea, venus, ascendent în Berbec. Haideți să vedem. Ce ar putea să iasă în ianuarie pentru berbeci? Central. O, ce puternici sunteți! Erau o scenetă. Mai da, ce puternic ești! Cine era cu Jean Constantin și încă o tipă. Foarte faină uh, sceneta. Bine, vai, dar ce puternici sunteți. Sunteți puternici. Poate, într-adevăr, unii aveți în preajma voastră un leu, o fecioară, cineva a născut în luna august, dar eu zic că sunteți voi. Și nu degeaba, pentru că am văzut regele de băte. Mai devreme v-am zis: Sunteți puternici, e minunat. Învățați să vă temperați eventual natura voastră Uite, aici. fizică și să creșteți. Mare lucru. Doamne, ajută! Eventual sunteți într-o situație evident destul de complicată, adică chiar foarte complicată, că nu degeaba apare puterea Și simțiți că înăuntru vostru, prin orice situații astre, ce voi rămâneți puternici Și voi nu doar că rămâneți, creșteți din ce în ce mai, deveniți din ce în ce mai puternici Justiția, justiția a apărut invers și se pare că are legătură Uh, întâmple, întâmpinați o situație nedreaptă în viața voastră Sau de fapt această nedreptate este cea care se, se pune, să zic, contra puterii voastre Dar, evident, că voi sunteți puternici și sunteți atât de puternici Încât puteți să vă atrageți justiția divină în viața voastră Chiar dacă oamenii au fost nedrepți cu voi Poate unii sunteți în niște chestiuni legate de tribunal dar cu răbdare, că asta înseamnă puterea, cu răbdare, creștere spirituală, temperanță, da? Puteți să schimbați această nedreptate și să o, să o transformați în, într-un aliat, justiția, să vină în, în ajutorul vostru. Așa, în trecutul îndepărtat. Ia uite, regele de bâte am vorbit de el. A vrut să apară iar. Bănuiesc că sunteți voi. Poate să fie și un leu pentru unii dintre voi. Dar este o latură masculină și să nu uităm că, deși sunteți, evident că sunteți și femei, majoritatea sunteți femei în zodia berbecului care ascultați, sunteți guvernați de Marte, deci vă exprimați adesea mai mult latura voastră masculină și e bine că, iată, în situații de nedreptate, voi vă dovediți puterea. Poate în trecut ați avut de-a face cu o persoană autoritară, posibil mai autoritară decât voi. Teoretic a trebuit să pun niște clarificatori, dar știți că la cât vorbesc că numai asta n-ar mai trebui sau ar mai trebui, în fine, trecutul îndepărtat. Poate să fie și un șef, regele de băte pentru unii dintre voi. Dar eu zic că sunteți voi în forță. Acum de ce s-a ajuns la această situație de nedreptate variază de la persoană la persoană, vedeți? Vedeți, în principiu. Dar, în trecut, majoritatea ați avut această energie, această autoritate. Ați reușit să vă impuneți în diferite situații. Repet, poate să fie și o altă persoană, în cazul în care nu vă simțiți ca să fi voi. În trecutul apropiat, 4 oh, oh, de spade aveți, ați început o vindecare mentală. Repet, ar fi trebuit să pun niște clarificatori. Dacă această persoană va a trădat sau va a sau așa, că e posibil, varianta negativă, dar văd că totuși e varianta pozitivă. În fine, într-un context, poate ați fost bolnavi unii dintre voi. În trecutul apropiat, poate ați fost răciți, poate a trebuit să treceți prin niște tratamente, să nu uităm și chestia asta, și v-ați dovedit puternici? Dar patru de spade vorbește despre vindecare mentală, o perioadă în care contemplați, vă conectați la spiritualitate, I a doua carte care atrage atenția asupra legăturii, voastre dintre, uh, legăturii dintre voi și îngerii voștri, protectori și divinitate. Acum, dacă încă mai sunteți în această perioadă de vindecare, posibil să varieze, pentru că aveți totuși puterea în centru. Posibil mai trebuie să mai treceți prin niște situații. Până reușiți să luați această sabie a dreptății și să faceți dreptate, da? să schimbați nedreptatea în dreptate. Viitorul îndepărtat, reg, uh, cavalerul de spade, viitorul apropiat. 10 de băte. Da. Se explică de ce apare acest patru, patru de, de spade. 10 de băte pentru mine reprezintă ori o căsnicie epuizantă, ori multe responsabilități. Cos fi fost voi șef la locul de muncă, uneori să fii șef nu este ușor deloc. Da? Și să ai prea multe responsabilități te duce la această stare, da? O fi fost cineva care v-a pus multe în cărcă, multe de făcut, iar variază de la persoană la persoană. Însă 10 anunță o schimbare. Teoretic ar trebui să renunțați măcar la o bâtă sau la două ca să puteți manifesta această vindecare pe care vă doriți de ceva timp. Vă zic, variază de la persoană la persoană. 10 de bute. Este un consum de energie foarte mare în această perioadă. Sunteți puternici, puteți să duceți aceste responsabilități. Dar dacă voi vreți să vă vindecați, eventual poate să fie altă persoană, să nu uităm și această posibilitate și din cauza că această persoană e la pat sau are niște probleme, trebuie să faceți voi să vă ocupați voi de responsabilitățile lor, să-i ajutați să faceți, eu știu, ce au ei de făcut la locul de muncă, sau să, din cauză că partenerul nu poate să vă ajute, să trebuiască să faceți voi toți banii. Sunt multe, sunt multe variante. Dar, dar, central, puterea îmi spune că. Le puteți duce pe toate. Dar bine este să vă și protejați, pentru că altfel lucrurile devin uh, dezechilibrate. În viitorul îndepărtat veți avea o comunicare cu cineva, o fi semn de aer, acesta care este să zic la pat, sau dacă nu e la pat, că nu obligatoriu, toată lumea trebuie să fie la pat. Poate este într-o perioadă de tăcere. Această carte reprezintă și uh, lipsa discuțiilor, da? Au fost niște chestiuni, da? Dacă în ultima vreme n-ați mai vorbit cu acest semn de aer, ar putea în viitor îndepărtat să vină, să vină să comunice. Dar să nu uitați că acest cavaler de spade, chiar dacă își dorește să comunice adevărul. E posibil felul în care comunică să rănească, să deranjeze și atunci să dezechilibreze, da? în loc să vină cu justiție, să vină cu. V-am zic, variază, variază. Cărțile reprezintă energii. Într-un, într-adevăr, pentru că avem o carte de, de curte, poate să fie un semn de aer. Sau care se manifestă, da? care are planete. Să zic care are lună, are ascendent, are uh, nodul nord. Da, și se manifestă ca un semn de aer, nu e obligatoriu să fie semn de aer. Sfatul. O, oh, să lăsați conflictele. Dacă vine cineva cu discuții, să încercați să le ocoliți. 5 de băte invers. 5 de băte reprezintă concurență. Luptă cu familia, cu vecinii, cu bărfele, cu colegii de la locul de muncă. Invers, este să nu-i băgați în seamă. Vă concentrați pe ce aveți voi de făcut, că s-ar putea să aveți multe de făcut, dar asta vă dovedește puterea. Și implicându-vă în multe, eu repet, totuși, cu grijă, măcar o bâtă să vă lăsați ca să. Puteți duce mai departe. Dacă sunteți într-o situație de injustiție, o puteți schimba în favoarea voastră. Sfatul este să nu intrați în, în prea multe lupte, în prea multe discuții, în prea multe atacuri verbale, eu știu de care. Ce aici? Okay. Exterior, roata norocului invers. A apărut și mai devreme. Toată situația prin care treceți este evident o situație karmică de destin. Însă, pentru unii, și știu asta din ce ați mai discutat, probabil e energia care încă se resimte din anul trecut. Ați simțit că roata norocului nu se mai vârte în favoarea voastră, dar aveți puterea, repet, rezistați un pic. Și dacă ceea ce vi se pare inju nedrept acum, la un moment dat se va transforma în justiție. Posibil pentru unii să fie o relație karmică. La locul de muncă, în familie, care vă face probleme? Karmic, adică varianta chiar toxică. Pentru că e invers. Și din cauza că stați în preajma acestei persoane sau acestui job, repet că poate să fie și job, să, persoana să fie și membru al familiei, nu neapărat iubit, iubită, da? Din categoria familia, părinți, frați, surori, da? nu neapărat familia pe care v-ați creat-o. Da? Această persoană e karmică, da? dar e varianta negativă pentru că e forță exterioară Sau o situație dacă nu e o persoană. Dar dacă e o persoană, evitați să stați în preașma lor pentru că stând în preașma lor vă blocați norocul. Și nare are rost să vă luptați pentru că lucrurile vin în timp divin. Și acum este o perioadă prin care trebuie să treceți tocmai ca să vă dovediți puterea. De ce vă este frică? De acest cavaler de băte. Cavalerul de băte Inves este clar că e un aventurier. Să este o persoană care nu are, dacă nu e aventurier, da, dacă nu este un Don Juan. Dacă nu este o persoană care experimentează de amorul experimentului și nu are stabilitate, așa cum are regele de băte, poate să însemne și faptul că nu aveți curajul. Vă este teamă că nu aveți curajul, da? Cavalerul de băte, varianta bună, este o persoană plină de curaj, îndrăzneață, ar merge până la capătul lumii, ca să, eu știu, să apere, să-și dovedească, eu știu, ce idealuri invers, evident că nu are această energie. Pentru că aveți responsabilități. Vă este frică, eventual, că v-ați pierdut curajul, eventual, într-o direcție, într-o situație. E, dar e doar o frică. Sper că înțelegeți mesajul. Ce vă doriți? Îndrăgostiți invers. Eventual, pentru că îndrăgostiți înseamnă alegere importantă în dragoste, vă doriți să alegeți. Dar să nu uităm că într-o situație de job îndrăgostiții poate să vorbească și, e, cartea îndrăgostiților, poate să vorbească și despre colaborare. Eventual vă doriți pentru că au fost niște chestii nedrepte la locul de muncă, unii dintre voi, repet, unii, vă doriți să încheiați această situație într-un fel sau altul și poate nu aveți curajul și din cauza că nu aveți curajul, da? Dar știți cum e curajul ăsta? Ca zice, da, de ce se contrazice? Pentru că sfatul este să nu luptați. Dar nu să nu luptați, luptați într-un mod agresiv, ci poate într-un mod creativ, pentru că 5 înseamnă și creativitate. Sau uneori, pentru că a apărut, mulțumesc de inspirație, pentru că mai devreme a apărut moartea și spânzuratul, sunteți chemați să așteptați un pic. Să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Îndrăgostiți invers. Pentru că aveți două semne de aer, s-ar putea să vreți Așa simt, așa vă zic. Să fie totuși un geam în preașma dumneavoastră cu care nu... Un geam în o balanță sau un semn de aer cu care simțiți că nu mai merge treaba. Este invers cartea, da? Eventual nu mai aveți atracție față de ei pentru că aveți și cavalerul de băte invers, da? Vă este teamă că vă pierdeți atracția din cauza unor situații. Din cauza unor energii. Da. N-aveți creștere în această direcție cu această persoană. Nu puteți să mergeți, mergeți mai departe cu această persoană. Ar încerca eventual să vină în viața voastră la un moment dat, dar revenirea acestei persoane, fiți atenți că iar, iar vă readuce într-un cerc de blocaje mentale. Eventual ei sunt blocați și vin cu această vibrație, cum am zis mai devreme. Voi stați pe picioarele voastre, fiți puternici, creșteți spiritual, încercați să vedeți lucrurile și din altă perspectivă. Da? Am zis gemen. Posibil să fie un geamă fecioară, nu cred că este. Eventual. Da. Țineți, țineți principiile, țineți de principiile voastre, posibil și să fie și fecioară ca apărut și semn de pământ. Dar dacă vreți să manifestați, să vă manifestați această putere care vă reprezintă, da? Putere, autoritate, rezistență, da? Acest foc pozitiv, că sunteți berbeci, țineți de principiile voastre, țineți de ceea ce aveți, ca să puteți să manifestați. Pentru că dacă vă pierdeți să zic, o parte din aceste energii, nu mai aveți toate resursele. Da, posibil să fie și fecioară, dar în fine. Trei de cupe. Trei de cupe. Să le pun la loc. Da? Și acum, la capătul setului de cărți, sunt normale, în poziția normală. Trei de cupe. Ai, aici arată bine, totuși, totuși, totuși. Hm. Și totuși, de ce e un mincinos? Cărțile aici sunt normale. Hmm. Aș fi zis că este o întâlnire cu prietenii, că este o bucurie în familie cu marele preot voi aici, varianta voastră feminină, varianta voastră stabilă, pentru că e o poziție frumoasă, creativă, încrezătoare, dar aveți în continuare, în preajma voastră, o persoană care vă cam păcălește, vine, pleacă, da? Aș prefera să fie invers această carte, Cartea Mincinosului, da? vine, pleacă. Și atunci, pentru că apare acest mincinos în preajma voastră, voi fiind aici semnul de foc, da? Eventual, într-o căsătorie, mă gândesc la trei de cupe. Aș și prefera să fie bucurie, da? Dacă nu apăra acest mincinos, aș fi zis că e o bucurie în familie. Dar, cu prezența aceasta în spatele vostru, iar mă gândesc la un trei de cupe. Cineva care vine, pleacă, eventual încearcă să vă seducă, dar nu vă oferă, ia uite, astul de monede este invers, nu vă oferă nimic stabil. Și atunci revin, vă este teamă de această persoană că este un player, player știți engleză, da? aventuros, un Don Juan. Poate să fie și femeie, evident. Și atunci, posibil pentru unii să fie un semn de aer, posibil un semn de apă, Dar, fiți atenți. Fiți atenți că voi nu contează ce semn ar fi. Aveți aici 10 de cupe, dar în spatele acestui 10 de cupe există un diavol. Adică, este ori o iluzie, ori o fericire care vă face dependenți de ceva și nu este nu este bine. Nu este bine și atunci voi trebuie să vă mențineți mintea clară. Îmi place să, să interpretez și cărcele și ca energie. Chiar dacă nu, această regină de spade nu ar fi un semn de aer, eu zic că ar fi forța voastră mentală. Forța voastră mentală, pentru că sunteți puternici, am zis, da? Și puternici sunteți conectându-vă la spiritualitate, adică, adică lucrând cu mentalul, da? Și cu intuiția voastră. Și cu emoțiile. Eventual, Eventual, pentru că e și regele de cupe, v-am zis și îmi place să citesc cărțile un pic altfel. Frumos ar fi să vă conectați și la intuiția voastră și să simțiți și să, să discerneți între emoții și minte, să înțelegeți de ceea ce acele 10 de cupe are în spate un diavol. Evident, ar putea să fie și un capricorn care. Ar vrea să vină să vă ofere ceva, dar niște scuze, dar destul de slăbuți. Și spun asta slăbuți pentru că asul de monede este invers și pentru că există totuși energia aceasta a păcăliciului, a unei persoane care nu spune exact tot ce are în plan, tot ce gândește. În timp ce am amestecat aceste de cărți, am văzut de câteva ori concentrați-vă pe dragoste. Și eu zic că e vorba de concentrație pe, concentrați vă pe dragoste față de voi înșivă. Acum sunt curioasă cu cine. Cu cine rezonează. Împărăteasa invers. Pentru că apare Don Juanul pentru că am văzut mincinosul, reprezintă și dacă era în poziție normală, ce frumos ar fi fost. Dar invers, pentru mine și pentru alți cititori în tarot, reprezintă o amantă. Acum, cine o fi această amantă, nu vreau să să spun mai mult, pentru că variază de la persoană la persoană. Dacă nu e amantă, este pur și simplu um, o situație în care voi nu creșteți. Da? Nu se dezvoltă, cum au apărut și cărțile mai încolo. Nu se dezvoltă pentru că împărătează înseamnă creștere pe toate planurile. Lipsa abundenței, da? Și este confirmată și de roata norocului invers. E o situație. Am zis, dacă este un trio, lăsați-l pentru că din 2020 nu mai putem trăi în minciună. Lăsați-l pentru că vă blocați abundența. Trio poate să fie, într-adevăr, și la locul de muncă. Nu stăm să comentăm acum, nu stau să judec pe nimeni, dar eu v-am zis, din 2020 începem să manifestăm uh, lucrurile altfel și nu mai putem sta în triori sau cine a stat, bă, nu e că poate ei, în fine, v-am zis, nu e treaba mea să, să judec, aici încerc să fiu cât pot de neutră. Și triori pot să fie și la locuri de muncă și să aveți diferite chestii care vă blochează creșterea. Acum, încerc să caut mesaj. Simt pe ăsta să-l iau. Ia uitați ce frumos. protejați -i, apreciați -i pe cei pe care îi iubiți. Dacă există o a treia persoană, vă rog, renunțați la această, la această persoană și concentrați-vă pe cei pe care îi iubiți cu adevărat. Da? Nu e infatuare, este dragoste. Poate un copil are nevoie de atenția voastră în mod special. Soțul, copilul, soția, țineți-i aproape, ca pe o comoară. Eventual, ca văzut și regele de cupe mai devreme și vă și pe picătura aceasta, hrăniți această relație și din punct de vedere emoțional, nu doar practic, nu doar pasional, aveți numărul 10. Poate asta vă spune ceva. Cam aceasta ar fi etalarea pentru ianuarie, jumătatea lui ianuarie sau ianuarie-februarie, cum vreți voi. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală, pe curând, pa!